Salutare toată lumea și bine v-am găsit în a doua zi de Paște la un review cu Scania Reddit de Zeus Tracker. Nu știu dacă am citit bine, dar am încercat. Sau a treia zi de Paște, nu știu când o să fie postat acest videoclip. Zeus, știu că e destul de cunoscut în interioare, face interioare destul de frumoase. Dar, da. În pachet este inclus și modul de sunet și restul sunt modurile pe care le folosesc eu. Așa că haideți să-i dăm drumul. Mi-a ieșit un camion foarte frumos, deci foarte, foarte frumos. În ce am reușit eu să fac comodul. Acum, mușchiul vostru, da? Ia uite-l. Uite-l cât de frumos e și ce sunet scoate. Mua! Pe scrier 620, dar eu cred că este un R750, da, are 750 de cai. Deci, ăsta trebuie să-l vând. Și pe ăsta 2 secunde. Deci, prima oară vă voi arăta configurația, dacă găsesc un dealer Scania. Deci toate cele care cărora nu li se vede, cum să vă spun eu, numele de Scania. Dar de exemplu asta se vede, că e Streamline, Highline și ăsta e Topline. Deci astea nu sunt incluse în mod. Dar ca de exemplu dacă luăm un R normal, îi dăm custom, customize, Highline, Topline. Așa. Deci avem așa. RS6 V8L 4x2, RS 4x2, CSU normal cu 4x2, 4x2 V8 și ai de chestii de te plictisești. Și gândiți-vă că astea sunt doar opțiunile de șasiu. Oh my god, dar multe sunt să-mi bag picioare. Wow! Pe asta nici eu nu l-am văzut. Capacitate 48 de... 87 de tone, mă scuzați. 87 de tone. Ce camion care 87 de tone, în afară de ale speciale? Nu nebunesc. Mamă, dar sunt și scumpe, tătică. 120.000 de... 135 de tone! Oh my god! Da. Dacă are și mai mult... asta nu-mi prea place, sincer. Dos... Ok. Ok, asta mă lasă mască de tot. 200 de fucking tone, 200 de tone, voi vă imaginați ce înseamnă 200 de tone pentru un camion, chiar și pentru un camion. Să fim sincer acum. Uite, că schimbă, what? R1000, R fucking 1000. Și o să lăsăm așa, R1000. Euro 6. Transmisie 1925, cred că nu ar stric. Dar hai să vedem dacă sunt incluse și transmisii în mod. Nu, nu sunt incluse. Ok. Interior, aici e o poveste. Deci, avem așa. Ăsta pe care îl folosesc eu. Mai este ăsta, care e super colorat și îți cam ia fața. Este brown, care poți să zici că e acceptabil față de ăla albastru. Și red. What the fuck? Ce e acolo? Aici. Hai să ignorăm aia.
Din câte văd, nu merge inter... Cum să vă arăt? Nu aici. Aici e alt dashboard, vedeți? Și aici nu. Exclusiv normal, exclusiv UK. Și acum începe magia. Avem așa. Wow. Asta chiar arată impecabil. S-ar putea să-mi schimb și eu la cât de frumos e, sincer. Ok. Și nuanțe de roșu văd și pe aici. Brown. Păcat că interiorul... dashboard-ul, scuzați-mă. Este neschimb. Deci, o să... hai să încercăm... De mie nu-mi place, mi-mi place de... cu roșu. Ca paint job-uri. Mod scanner editoare are ceva. Nu se disable al. Da, wow, nici n-am văzut. Army, pe bune. Ok. John Player Special. Deci sunt și paint job-uri incluse. Cred că o să-l pun pe ăsta. Ucraina. Ce legătură are Ucraina? Sau ăsta? Deci să-l las pe ăsta. Asta. Și aici începe magia. Da, asta mai bine. De fapt, cred că o să vă las pe voi să explorați singur, singuri toate opțiunile, pentru că vreau și eu să-l conduc un pic. Să vă spun câteva păreri. O să trec așa repede prin ele fără să le pun. Dar pot să vă zic din start că sunt de calitate. Ai de opțiune de te plictisești în ele pe bune. Într-un sens bun. Mamă, deci m-am plictisit deja. Ok, deci poți să pui pe el de te plictisești, cum v-am mai și zis. Backplate, ai și backplate, ai și de toate, deci uitați-vă aici. Wow. Dar... hai să lăsăm asta și să-l conduce pe al meu. Sunetul vă va da pe spate, părerea mea acum. Adică cum pornește. Nu e ca, nu știu, orice mod de V8, orice. E, se vede că are putere. Și hai să vă și arăt. E?
Ai un GPS imens. Sincer, e imens. S-ar putea să fie puțin lag pentru că nu e cel mai bine optimizat mod, dar hai să-i dăm. Sper să nu se vadă în lag. Alarmă când intri pe iarbă. Ia să mai încerc o dată. Bă, ești nebun. Hai mă, ușor, lasă-mă și vine să trec. Ia uite-l. Dăm și un pic de viteză să vedeți cam ce viteză atinge cu remorca, destul de grea. A, nu e grea, e 8 tone, dar totuși. Ia uite-l, mă. 150, hai cu 150, hai. Ok, ați văzut că poate atinge și viteza astronomice pentru un camion. Are suport pentru mega modul de la Sears. Dacă nu mă înșel, așa se numește. Ce să vă mai zic? Ce mai știu eu despre el? Știu că este unul din cele mai frumoase moduri pe care le-am văzut până acum de Scania. Adică la metodele de customizare care sunt cu miile. Ai mii de chestii în plus, da, deci nu cred că greșesc, mii de chestii în plus. Asta e că eu nu trebuie să iau pe aici greșeala mea. Ca interioare, sunt impresionat că au pus un nou dashboard, că nu l-au păstrat pe celălalt. Bine, nu știu dacă au făcut mai mulți oameni sau doar unul singur s-a chinuit la modul ăsta, dar oricum jos pălăria pentru interioare, mai ales că nu prea vezi mega moduri cu interioare. Vezi modificări la exterior, ceea ce nu prea te interesează, că majoritatea celor care vor să joace un simulator joacă din interior. Dacă știți cum zic. Hai mă, lasă-mă și pe mine să trec. La următoarea parcare o să ne oprim, care e destul de departe. Da, nu vreau să fie un videoclip lung, așa că o să mă opresc la următoarea răscruce. Dashboard-ul e perfect funcțional, dacă apeși pe I îți arată toate detaliile și jos îți arată câți kilometri ai făcut cu camionul, mâna câta treaptă ești, temperatura, ora și barometru, două barometre, nu știu la ce folosesc, că nu sunt expert, dar da, învăț. Temperatura uleiului, turometru, vitezometru. Și aici o să fac așa.
sper că v-a plăcut și că vă place, că vreau să iau mai încet cu live-urile, mai multe videoclipuri, mai frumos, cu editare, cu tot ce vreți. Dacă ați ajuns până aici, dați subscribe în caz de nu sunteți abonat deja și cred că ne auzim la un joc cu povestea. Pa, pa!